Doamnelor și domnilor, bună ziua, este ora 11, bun găsit la Talk B1. Luna iulie a fost pe bună dreptate anul acesta, luna lui cuptor. A fost cald în majoritatea regiunilor țării, iar meteorologii avertizează că ce e mai rău abia acum urmează. Mâine sunt prognozate temperaturi de peste 40 de grade la umbră în capitală, iar nopțile vor fi tropicale. De unde vine valul de aer cald și cât mai durează? Ne va explica în minutele următoare climatologul Roxana Bojariu, este în platou alături de mine. Informația orei este că Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod portocaliu în Muntenia, Oltenia, Banat, Crișana, sudul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei. Vom primi informații și de acolo. Totodată, odată cu atmosfera încinsă, la fel de încinse sunt și liniile telefonice de la ambulanță la capătul unei săptămâni în care temperaturile au pus la grea încercare pe cei vulnerabili. Cât de mare este pericolul expunerii la temperaturi ridicate, aflăm de la Diana Cimpoeșu, coordonator UPU Smurd Iași. Doamna doctor, bună ziua! Bună ziua! Informația nouă este că avem din nou avertizare cod portocaliu de caniculă pentru jumătate din țară, unde vor fi adesea temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Cine sunt cei mai afectați de caniculă? Cei mai afectați sunt, evident, pacienții cu boli cronice, mai ales cardiovasculare, persoanele foarte vârstnice și copiii foarte mici, dar și pacienții cu boli dermatologice. Însă, cei care au ajuns la spital și în situația județului Iași au avut chiar urgențe majore, hipertermie severă, peste 42 de grade Celsius, au fost persoanele care au făcut efort în mediul exterior, persoane de vârstă medie, un bărbat de 50 de ani, un bărbat de 60 de ani, care au ajuns comatoși, cu convulsii și cu complicații ale hipertermiei severe în unitatea primire urgențe. Deci nu putem spune că persoanele tinere și considerate anterior sănătoase sunt ferite de aceste riscuri. Da, avem tot felul de obiceiuri extreme prin care încercăm să scăpăm de căldură, pornim aerul condiționat pe 18 grade, bem apă rece ca gheața, imediat ce intrăm pe ușă, facem dușuri reci ca să ne răcorim. E bine că procedăm așa? Trecerea de la o temperatură foarte crescută la o temperatură foarte scăzută poate fi un efort suplimentar pentru organism. Deja încearcă să se adapteze la mediul exterior foarte cald și pierde lichide. În momentul în care trecerea este rapidă și mai ales dacă se produce imersia în corpul în apă rece, da, cineva intră într-o apă foarte rece, există riscul de a se produce tulburări cardiace, tulburări de ritm maligne, care pot duce chiar la stop cardiorespirator. Trecerea trebuie să fie treptată. De asemenea, lichidele pe care le consumăm nu trebuie să fie neapărat reci. Ele pot fi și lichide la temperatura camerei. Importantă este hidratarea cu apă și cu săruri minerale și consumul de fructe și legume în cantitate mult mai mare. Putem trăi fără foarte multă carne, foarte multe proteine în această perioadă, dar avem nevoie de apă, minerale și vitamine. Da, foarte mulți români au ales în această perioadă să meargă la malul mării. Pentru cei care se expun la plajă, ce ar trebui să știe? Evident, expunerea între orele 11 și 16, 17, în orele acestea caniculare, este un risc. La mare avem briza, asta e un lucru bun. Avem o atmosferă, în general, umedă, plină de aerosoli. Asta poate fi un lucru favorabil, dar expunerea la orele fierbinți și mai ales riscul de arsuri solare, mergând până la arsuri de gradul 2, cu vezicule, cu pierderea supra feței exterioare a pielii, cu pierderi de lichide importante și cu dureri foarte mari. Până la urmă, arsurile solare aduc dureri foarte mari și imposibilitatea de a mai sta la plajă în următoarele zile. Lucrurile astea sunt de nedorit, pot fi evitate și putem să ne retragem, adică trebuie să retragă cei mai mulți, chiar dacă sunt tineri și sănătoși, dar mai ales dacă au copii sau persoane vârstnice, într-o încăpere bine ventilată, cu o trecere treptată de la 30 de grade, da, spre 20, nu brusc,
ci treptat și cu foarte multe lichide. Și acoperirea capului cu pălăriuțe, a corpului cu tot felul de hăinuțe cât mai naturale care să protejeze și, bineînțeles, cu culori deschise care să protejeze pielea. Vă mulțumim foarte mult, profesor dr. Diana Cimpoeșu, coordonator UPU SMURD, a fost de la Iași. Și mergem acum într-o legătură telefonică directă cu Administrația Națională de Meteorologie, în contextul în care vă reamintesc informația orei. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod portocaliu în Muntenia, Oltenia, Banat, Crișana, sudul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei. În aceste zone vor fi temperaturi de 40 de grade Celsius în intervalul următor. Doamna Oana Păduraru e în direct prin telefon. Doamnă, bună ziua! Ce informații aveți? Bună ziua, bine v-am găsit. Așa cum spuneați și dumneavoastră, în urmă cu puțin timp, aproximativ o oră, a fost emisă o nouă avertizare, cod portocaliu, pentru val de căldură persistent și disconfort termic deosebit de accentuat. Pentru ziua de astăzi, zonele vizate sunt într-adevăr Muntenia, Oltenia, Banatul, Crișana, dar și sudul Moldovei, precum și sud-vestul Transilvaniei, unde disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși frecvent pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor situa între 37 și 40 de grade, iar izolat în lunga Dunării este posibil să înregistrăm astăzi după amiază chiar și 41 de grade. Totodată este în vigoare și un cod galben tot pe parcursul zilei de astăzi pentru val de căldură persistent în majoritatea zonelor țării, cu disconfort termic ridicat, temperaturi în partea de vest, sud și local în restul teritoriului, cuprinse în general între 34 și 38 de grade și, important de precizat, în aceste zone, noaptea, temperaturile local nu vor coborî sub 20 de grade. Vorbim pe de o parte de val de căldură persistent, dar nu trebuie să pierdem din vedere nici manifestările de instabilitate. Începând de astăzi, de la ora 4 după amiaza și până mâine dimineața la ora 10, este vigoare un cod galben pentru manifestări de instabilitate și în principal pentru vijelii, descărcări electrice, averse torențiale și grindină în partea de vest, centru și nord a țării, precum și la munte, iar totodată este în vigoare și un cod portocaliu valabil de astăzi de la ora 4 și până în această noapte la ora 2 pentru vijelii puternice, grindină și averse torențiale în Crișana, Maramureș, local în Banat, Transilvania și nordul Moldovei, unde ne așteptăm la viteze ale vântului chiar și de peste 80-100 de km pe oră, la frecvente descărcări electrice și grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 25-30 de litri pe metru pătrat. Nici mâine nu scăpăm de caniculă și de disconfort termic. Pentru mâine este în vigoare un cod portocaliu pentru Muntenia, cea mai mare parte a Olteniei, Dobrogei, dar și sudul Moldovei, unde ne așteptăm la maxime cuprinse între 37 și 40 de grade, iar în sudul Munteniei, în continuare, ne așteptăm la valori de 41 de grade și, totodată, în restul zonelor țării, disconfortul termic se menține accentuat chiar dacă nu se ating aceste valori. Indicele temperatură umezeală va depăși frecvent pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile în restul țării vor fi cuprinse în general între 34 și 37 de grade și din nou vorbim de noapte tropicală cu valori termice ce nu vor coborî sub 20 de grade. Deci, iată, pe de o parte, persistența valului de căldură, valori termice extrem de ridicate, disconfort termic accentuat, iar pe de altă parte, vorbim și de instabilitate atmosferică și, în principal, de intensificări puternice ale vântului și căderi de grindină. Doamna Păduraru, revenind la ceea ce se întâmplă în capitală, unde și din cauza traficului temperaturile sunt insuportabile la miezul zilei, aplicațiile de telefonie mobilă ne arată pentru mâine 4
40 de grade. E posibil să ne așteptăm la temperatură ridicată? Da, este posibil. Astăzi, spre exemplu, ne așteptăm la un maxim în jurul la 39 de grade, dar mâine este posibil să atingem și aici 40 de grade. Ne mai vorbim de temperaturile resimțite, care vor fi cu mult mai mari. Și țin să menționez că chiar zona litoralului are în momentul de față cele mai mari temperaturi resimțite, 38-39 de grade la Constanța și Mangalia și peste 35 de grade în partea de sud și de vest a teritoriului. Da, vă mulțumesc foarte mult. A fost meteorologul de serviciu în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, Oana Păduraru, în contextul în care vă reamintesc informația orei. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod portocaliu în Muntenia, Oltenia, Banat, Crișana, sudul Moldovei și sudul Transilvaniei. Este vizată și capitala, unde, așa cum ne spunea doamna Păduraru, vom avea mâine peste 40 de grade Celsius. Temperaturile din această vară continuă să doboare record după record. Luna iulie acestui an a intrat în top 3 cele mai călduroase din 1961 și până în prezent, spun meteorologii. Mai mult au fost înregistrate recorduri și pentru cele mai călduroase dimineți în ultimele zile. De unde vine valul de căldură și când scăpăm de el? Încercăm să aflăm de la climatologul Roxana Bojariu. Doamna Bojariu, ce se întâmplă? Iată, avem de atâtea zile căldură sufocantă. Și ne așteptăm ca ea să continue și în intervalul următor. De unde vine valul acesta de căldură? Dinspre nordul Africii avem un transport pe direcția sud-vest, nord-est, transport care peste Mediterana aduce și umezeală și aer foarte cald în mare parte din peninsula balcanică, inclusiv în zona României, dar centrat acest val de căldură este mai ales pe sudul și centrul peninsulei balcanice. Noi suntem oarecum la margine, dar chiar și așa simțim foarte mult acest efect. E vorba de un val de căldură foarte persistent și durează foarte mult, iar acest lucru vine în continuarea altor astfel de episoade în toată emisfera nordică, acolo unde avem vară. Ați văzut că am avut în Columbia Britanică, în vestul Canadei, temperaturi record. Niciun climatolog n-ar fi crezut că se poate să avem o astfel de temperatură la acele zone. În vestul Statelor Unite au fost astfel de valuri de căldură și, evident, între aceste valuri de căldură am avut instabilități, regiuni cu inundații extraordinare, ați văzut în Europa, Belgia, Germania, da. Dar evident că astfel de China au fost inundații, în Japonia am avut. Deci problema este cea a imaginii generale, care ne arată o lume în care avem fenomene extreme mult mai intense și mai persistente și ele vin pe fondul acesta al schimbării climei, se poate afirma deja. Evident că există și o componentă de variabilitate naturală, dar pe lângă această variabilitate naturală avem semnalul acesta foarte puternic al încălzirii globale. Da, doamna Bojariu, așa cum vedeam noi, în măsura în care urmărim, desigur, informațiile despre vreme, erau prognozate 41 de grade, mâine am aflat acum că prognoza oficială a Administrației Naționale de Meteorologie undeva la 40 de grade în capitală, iar ne spunea doamna Oana Păduraru, temperaturile resimțite vor fi și mai ridicate. Ce înseamnă pentru noi, cei care, eu știu, trecem prin traficul bucureștean 40 de grade în prognoza specialiștilor? Care e, de fapt, temperatura reală în oraș? Da, cea reală, deci nu neapărat cea resimțită, ci cea reală în oraș, e mai mare, pentru că în interiorul orașului avem și acea insulă de căldură care se generează datorită mediului artificial construit. Avem solul care este izolat de atmosferă cu beton, cu clădiri, și atunci eventuala rezervă de apă din sol nu se poate evapora în așa fel încât să răcorească un pic aerul, pentru că la evaporare se răcește aerul din preajmă, e un efect de climatizare. Ăsta cade, deci clar se amplifică creșterea termică, dar e vorba și de faptul că materialele din care sunt construite clădirile au un tip de capacitate termică, îmagazinează foarte multă căldură și apoi o reemit,
Da. Faptul că avem clădirile înalte. Deci putem avea în zone din oraș care nu sunt cu arbori, deci nu în parc, nu pe alei străjite de arbori, am putea avea și cu 10 grade mai mult decât ne spun temperaturile din adăposturi măsurate în condiții speciale. Deci mâine temperatura în plin centrul capitalei în trafic ar putea să fie în mod real 50 de grade Celsius. Da, ar putea să fie și astfel de temperaturi, sigur că da. Deci cu atât mai mult în marile aglomerări urbane, impactul valurilor de căldură asupra sănătății publice, în primul rând, este foarte puternic și trebuie luat în calcul și pentru viitorul care vine, pentru că valurile acestea de căldură vor fi din ce în ce mai frecvente și mai intense în condițiile schimbării climei. Da, interesant este că acest episod de caniculă nu a fost unul de scurtă durată. Au fost zile întregi de căldură și nopți tropicale. E un lucru normal ca temperaturile ridicate să se păstreze în intervale atât de lungi de timp? Evident nu. Asta vorbeam, persistența aceasta mare, care a apărut și în alte valuri de căldură din această vară, din alte zone, ne spune ceva de cantitatea de căldură deja înmagazinată în sistem, datorită efectului acesta de accentuare a absorpției căldurii de gazele cu efect de seră, dioxidul de carbon, metan, gaze pe care activitatea umană le eliberează în atmosferă. Deci e clar că această persistență ne indică încă o dată că avem o cantitate sporită de căldură în sistem și evident că această cantitate sporită de căldură în sistem se manifestă inclusiv prin valuri de căldură, dar nu numai. Energie mai multă căldură înseamnă și o cantitate sporită de vapor de apă în sistem, pentru că suprafețele calde, mai calde ale oceanelor, ale mărilor, evident că furnizează o cantitate mai mare de vapor de apă și pe condiții specifice, atunci când nu avem val de căldură, avem instabilități, ploile sunt mult mai intense, mai abundente. Deci e tot un efect al acestei cantități sporite de energie din sistem. Da. Interesant este că până nu de mult vorbeam chiar împreună despre faptul că am avut o primăvară rece. A fost zăpadă de 8 metri înălțime până târziu pe Transfăgărășan. Ce spune asta despre anul în curs? Se estima în prima lună că va fi unul dintre cei mai călduroși ani. Făcând o medie, la ce concluzie ajungem? Acestea sunt fluctuații, cum a fost și în primăvară. Evident că e mai dificil de prognozat cu exactitate care va fi temperatura într-un loc anume, într-un an anume, dar e clar că și acest an, dincolo de fluctuații, cum au fost cele din primăvară, va fi probabil în zona celor mai călduroși, nu știm pe ce loc. Evident că e mai puțin probabil să fie chiar pe locul întâi, să doboare recordul anului 2019, anului 2020. Aceștia au fost primii doi cei mai călduroși în România. Pe plan global, iarăși, probabil că nu vom avea cel mai călduros an de la a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pentru că a fost în dezvoltare faza La Niña în Pacific. Am avut temperaturi pe zone mari din Pacific, la suprafața oceanului, mai mici decât normalul, și se pare că în câteva luni s-ar putea declanșa o nouă fază La Niña. Dar va fi totuși în top, deci nu neapărat pe primul loc, dar printre primii cei mai călduroși ani, pentru că dincolo de fluctuațiile naturale, vă spuneam că există și o componentă naturală a climei, cea în care nu avem efectul intervenției umane, dar peste ea se suprapune semnalul schimbării climei. Da. Și atunci avem această dublu efect care se cumulează, dar se simte din ce în ce mai mult semnalul încălzirii globale. Și statistic vorbind, vom avea ani din ce în ce mai călduroși, chiar dacă anul care vine nu va fi exact mai cald decât precedentul, dar în general se va păstra această tendință de a avea ani din ce în ce mai călduroși. E o nouă realitate până la urmă. Da, o nouă ordine climatică, va trebui să îi facem față, și două sunt căile prin care
trebuie să facem față schimbării climatice. Pe de o parte, reducerea emisiilor, pentru că dacă nu reducem emisiile, continuă această creștere din ce în ce mai amplificată a temperaturii medii globale, care e doar un simptom. În spatele ei vin aceste fenomene extreme, mult mai intense, mai persistente. Deci, clar, trebuie să facem ceva și să ne adaptăm. A doua mare soluție. Vom reveni în acest punct al discuției. Le reamintesc între timp telespectatorilor faptul că informația acestei ore vine de la Administrația Națională de Meteorologie, care a emis un cod portocaliu în Muntenia, Oltenia, Banat, Crișana, sudul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei. Vor fi mâine 40 de grade Celsius în capitală și ne spunea climatologul Roxana Bojariu că temperatura resimțită în mijlocul orașului poate fi și cu 10 grade mai mare, deci 50 de grade temperatură resimțită mâine în centrul capitalei. Aveți mare grijă. Doamna Bojariu, interesant este că și nopțile sunt foarte calzi, nopți tropicale, așa cum le spunea și doamna Păduraru de la ANM. Frecvent vedem că temperatura nu mai scade noaptea sub 20 de grade. Se întâmplă de obicei lucrul acesta sau e o tendință din nou care face parte din linia schimbărilor climatice? E o tendință și în timpul valurilor de căldură se întâmplă să ai aceste nopți tropicale. E o problemă în plus, pentru că dacă în timpul zilei ai capacitatea de adaptare pusă la grea încercare, măcar noaptea organismul ar putea să se refacă, dar nu se poate reface atât de ușor în condițiile în care ai stresul acesta termic în continuare și noaptea, pentru că aici e marea problemă. Deci, da, nopțile tropicale au și ele o tendință de a deveni din ce în ce mai frecvente odată cu schimbarea climatică și ele însoțesc de obicei aceste valuri de căldură și înrăutățesc practic impactul asupra sănătății publice. Da. Partea bună este că luna lui cuptor a trecut, dar din experiența ultimilor ani, căldura se menține și în lunile august, chiar septembrie. Așa cum arată hărțile în acest moment, ce credeți că va urma în luna august? Vom avea încă zile cu temperaturi ridicate, asta este clar. Chiar acest val de căldură, chiar dacă se diminuează, totuși în sud-estul țării rămâne încă de importanță. Dar dincolo de acest val de căldură, e posibil să avem în continuare episoade cu temperaturi ridicate, așa cum bine spuneați. Anul trecut am avut condiții de val de căldură la începutul lui septembrie. Așa că, iarăși, e o consecință a încălzirii globale în zona noastră, pentru că observăm vara, statistic vorbind, are tendința să se lungească spre toamnă și septembrie devine din ce în ce mai mult o lună de vară. Da, de asemenea, este interesant de menționat faptul că vara devine din ce în ce mai lungă și că toamna nu mai este așa cum ne-o aminteam noi în copilărie, în care în prima zi de școală puneai peste uniformă și un pulovăraș. Acum sunt temperaturi ridicate până spre finalul lunii septembrie, chiar început de octombrie, și noi ar trebui să ne adaptăm acestor tendințe în care natura nu mai pare deloc prietenoasă cu noi. Ori avem temperaturi foarte scăzute, ori furtuni, ori caniculă, ori ele alternează temperaturi cu temperaturi de caniculă urmate de furtuni. Ar trebui să ne așteptăm și la instabilitate după aceste episoade de căldură? Chiar vreau să adaug că dincolo de temperaturile ridicate, nu sunt excluse episoadele cu instabilitate puternică. Tocmai pentru că ele, într-un fel, sunt legate prin faptul că la înlocuirea aerului foarte cald cu aer mai rece, cu cât contrastul termic a fost mai mare, cu atât manifestările sunt mai severe. Și evident, având temperaturi foarte ridicate, la înlocuirea acestor mase care au stat mult cu temperaturi ridicate, avem aceste episoade cu furtuni, cu grindină de medie și mari dimensiuni, cu inclusiv cu tornade. Deci, tornadele sunt generate de furtuni foarte puternice. Nu toate furtunile puternice le generează, dar totuși ele pot fi un efect al acestor instabilități foarte mari. Da, am văzut că valul de căldură cuprinde și Groenlanda. Temperaturi cu peste 10 grade față de cele normale pentru această perioadă au provocat topirea masivă a gheții. Specialiștii au raportat de altfel că 8 miliarde de tone de gheață se topesc zilnic din calota groenlandeză. Episodul se pare că va avea repercursiuni grave asupra creșterii nivelului oceanelor.
doamna Bojariu, concret, natura ne dă semnale, cum ar trebui să ne pregătim noi pentru ele? Și cum va arăta, îmi cer scuze, cum vor arăta coordonatele vieții pentru generațiile următoare? Da, e marea problemă. Trăim în criză climatică și e vorba de o urgență climatică, nu doar o criză, e vorba și de rapiditatea cu care trebuie să răspundem acestei crize. Concret, cum va arăta lumea în care trăim peste 50 de ani? Așa cum, dacă lucrurile nu se schimbă. Da, vom avea o lume în care deja vor exista migranți climatici, pentru că odată cu creșterea nivelului oceanului planetar, micile insule din Pacific, dar nu numai, și în alte zone ale lumii, coastele, acolo unde sunt populate, se vor depopula, pentru că nivelul apei mării le va înghiți, pe de o parte. Pe de altă parte, vom avea fenomene extreme precum aceste valuri de căldură, mult mai persistente, mult mai intense, dacă ne putem închipui. Ni se pare foarte persistent acest val de căldură, ni se pare foarte intens. Gândiți-vă că vom avea săptămâni întregi în care temperaturile să nu scadă sub 40 de grade sau lucruri de acest gen în anumite zone. Plus furtunile cu ploi iarăși foarte, foarte abundente, care vor favoriza inundațiile rapide pe de o parte, iar pe de altă parte vor face viața în orașele care nu se vor adapta foarte grea, pentru că orașele simt efectele schimbării climatice mult amplificate. Pe de o parte, această izolare a solului de atmosferă cu materiale de construcție, cu clădiri, înseamnă și inundații urbane mult mai severe, pentru că apa nu are unde să se infiltreze în sol și atunci cea mai mare parte din ploile mult mai intense vor curge la suprafață și sistemele de canalizare chiar redimensionate vor face greu față acestor provocări. Deci marile aglomerări urbane vor trebui să-și modifice clar structura și dezvoltarea. Probabil că nu se va mai putea trăi foarte ușor în mega orașe din cauza fenomenelor extreme care se vor simți mult mai grav în marile aglomerări urbane. Vom avea nivelul apei oceanului planetar crescut. Evident că sunt diferențe regionale, nu peste tot crește la fel, dar înseamnă totuși impact mare pentru orașe de pe coastă, pentru micile insule, zone în care, vă spuneam, oamenii vor avea probleme mari. În Arctica, Arctica va fi una din zonele cele mai lovite de efecte. Dumneavoastră urmăriți informațiile care vin la nivel internațional despre tot ceea ce ține de căldura globală. Sunt semnale că se iau măsuri, că această tendință absolut distructivă, dăunătoare pentru noi toți va fi oprită? Nu știu dacă putem vorbi de oprirea unui fenomen de asemenea învergură, dar de limitarea lui, de încetinirea lui, da, putem vorbi. Și în urma tratatului de la Paris din 2015, care a fost semnat de aproape 200 de țări din întreaga lume, vedem că încep să apară încercări de a găsi căile de dezvoltare care să decupleze economia de aceste emisii atât de dăunătoare. Vă spuneam că trebuie neapărat să diminuăm emisiile de gaze cu efect de seră la nivel global. Așadar, lumea se schimbă, clima se schimbă și noi trebuie să ne adaptăm schimbărilor climatice. Mulțumesc foarte mult climatologului Roxana Bojariu pentru prezență și pentru toate aceste explicații. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod portocaliu pentru mai bine de jumătate din țară. Temperaturi mâine de peste 40 de grade Celsius. Urmează emisiunea Hai cu noi la ora 12, știri cu Luiza Cergan. Ne revedem la Top B1 la ora 13. O zi frumoasă tuturor, pe curând!